În această primă lecție introductivă vom clarifica teorema înălțimii, teorema catetei și reciprocele ei. Amintim cum se numesc laturile unui triunghi dreptunghic. AC și AB, laturile unghiului drept, se numesc catete și BC, latura opusă a unghiului drept, se numește ipotenuză. Am dus înălțimea din A, AD, DB se numește proiecția catetei AB pe ipotenuza BC, și CD se numește proiecția catetei AC pe ipotenuza BC. Să scriem. Deci, AB este proiecția catetei, cred că am spus greșit, dar corectă. Deci, BD este proiecția catetei AB pe ipotenuza BC. Cum obținem? Ducem perpendiculara din A pe ipotenuză. CD este proiecția catetei AC pe ipotenuza BC. Și teorema înălțimii afirmă că înălțimea dusă din vârful unghiului drept este medie geometrică sau proporțională ale proiecțiilor catetelor pe ipotenuză, deci segmentele determinate de piciorul înălțimii pe ipotenuză, DB ori DC. Reciproca afirmă că dacă avem un triunghi ABC cu D, piciorul înălțimii din A, deci AD perpendicular pe BC, și înălțimea este medie geometrică ale proiecțiilor laturilor care pleacă din același vârf cu înălțimea pe latura opusă sau pe latura pe care se află piciorul înălțimii, atunci măsura unghiului din care pleacă înălțimea este de 90 de grade, deci triunghiul este dreptunghic. Atenție la această reciprocă pentru că o folosim în probleme. Atenție și la cea de-a doua teoremă a înălțimii sau cum îi spun eu ca să o putem deosebi, formula înălțimii. Înălțimea din vârful unghiului drept în triunghiul dreptunghic este produsul catetelor, cateta 1 ori cateta 2, pe ipotenuză. Demonstrația acestei formule din egalitatea ariei triunghiului dreptunghic, scris odată AB ori AC pe 2 și odată BC ori AD pe 2. Dar în problemele vom folosi pe amândouă, de aceea este bine să o amintim și pe aceasta aici. Haideți să ne facem loc să enunțăm și teorema catetei și reciprocele, pentru că o să vedeți că teorema catetei admite două reciproce adevărate, pentru că orice teoremă admite reciprocă, dar nu toate reciprocele sunt și teoreme reciproce, deci adevărate. Teorema catetei o să o scriem întâi pentru cateta AB, deci într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică dintre proiecția ei pe ipotenuză și ipotenuză. Să scriem și pentru acei medie geometrică dintre proiecția ei CD și toată ipotenuza CB. Și să enunțăm și reciprocele teoremei catetei. Prima reciprocă. Dacă avem un triunghi dreptunghic ABC cu măsura unghiului A să fie ca în figura noastră de 90 de grade și de un punct pe BC, astfel încât AB pătrat egal cu BD ori BC, sau cum scriem noi, AB egal cu radical din BD ori BC. În acest caz, rezultă că AD este înălțimea din A, deci AD perpendicular pe BC. Atenție la enunțul acestei prime reciproce a teoremei catetei. O să ștergem partea de deasupra pentru a enunța și reciproca a doua a teoremei catetei, pentru că am amintit că teorema catetei admite două reciproce. Și reciproca a doua, am să notez mai prescurtat, R2, a teoremei catetei. Dacă avem un triunghi ABC în care AD este înălțime perpendiculară pe BC, DU pe BC în interiorul lui BC și AB pătrat
una dintre laturi este produsul dintre proiecția ei ori latura BC, BD ori BC. Atunci, măsura unghiului A este de 90 de grade, deci triunghiul este dreptunghic. Foarte importantă și această teoremă reciprocă a catetei, deci atenție la enunțurile lor, mai citește-le odată ca să poți să le reții cu ușurință. Teorema lui Pitagora este cea mai cunoscută teoremă a tuturor timpurilor și care a dat bătaie de cap unor generații întregi de elevi. Pitagora a fost contemporan cu Buddha și Confucius. El a trăit în aproximativ 580 înaintea lui Hristos, 495, deci înaintea erei noastre. Una dintre afirmațiile lui celebre, totul este număr. A fost genial ca și Einstein, de-aia l-am pus aici într-o ilustrație, i-am pus pe amândoi și îmi place cum afirma Einstein, dacă o idee nu pare la început absurdă, atunci ea nu are nicio speranță. Știați că amândoi au fost geniali, de fapt, și aveau și mici probleme, să spunem așa. De exemplu, lui Einstein nu-i plăcea să vorbească în public, iar Pitagora nu suporta fasolea. Dar haideți să lăsăm aceste amănunte și să enunțăm teorema lui Pitagora, care afirmă că într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. Iar reciproca, dacă într-un triunghi pătratul, suma pătratelor a două laturi este egală cu pătratul celei de-a treia laturi, atunci triunghiul este dreptunghi cu măsura unghiului care se opune laturii mai mare de 90 de grade. Vă rog să priviți și să ascultați demonstrația din clipul video următor și o să vedeți că este o demonstrație absolut genială. Este una dintre cele vreo 400 de demonstrații ale teoremei lui Pitagora. Avem pe birou. În fața noastră avem un triunghi dreptunghic cu lungimea ipotenuzei A și lungimile catetelor B și C. Pătratul verde are lungimea laturii A, deci aria lui va fi ala a doua. Pătratul albastru are lungimea laturii B, deci aria lui va fi B la a doua. Iar pătratul galben are lungimea laturii C, deci aria lui va fi C la a doua. Vom lua un foarfece, să tăiem pătratul galben, să vedem ce putem obține. Am tăiat pătratul galben în felul următor: 3 dreptunghiuri și un pătrat mai mic. Și îl vom așeza peste pătratul verde, ambele pătrate, și cel albastru și cel galben. Așezăm pentru început pătratul albastru și acum așezăm bucățile obținute din pătratul galben peste cel verde în felul următor. Observați că cele două pătrate mai mici au aria însumate, ariile lor fac cât aria pătratului mare. Deci am obținut aria pătratului mare era ala a doua, cel verde, egal cu pătratul albastru care era b la a doua, plus pătratul galben care avea aria c la a doua. Observați că s-au acoperit perfect. Dacă le așezăm bine aici, este o suprapunere perfectă. Și am obținut că ipotenuza triunghiului dreptunghi la pătrat este egală cu suma pătratelor catetelor. Deci am obținut teorema lui Pitagora. Un triunghi dreptunghic ABC, într-un triunghi dreptunghic ABC cu măsura unghiului de 90 de grade, AB este de 3 cm și cateta AC este de 4 cm. Aflați BC, înălțimea din A, lungimea medianei din A, sinusul unghiului C și aria triunghiului ABC.
Dar o să schimbăm o notație pentru că observați că cateta AB este mai mică decât cateta C și atunci cateta AB este mai mică și pe figură este tocmai invers și atunci o să schimbăm una dintre notații. O să punem AB pentru a respecta proporțiile. AB și C-ul vom pune aici. Pentru a afla BC, dacă ai triunghi dreptunghic și cunoști două laturi ale unui triunghi, pentru a afla cea de-a treia latură, cu siguranță se folosește teorema lui Pitagora. Te sfătuiesc să o scrii ordonat. Deci, începând din vârful unghiului A, cateta AC pătrat plus, tot din A, cateta AB pătrat este egal ceea ce se opune unghiului drept, deci ipotenuza la pătrat. Și vei înlocui ceea ce știi. 4 la a doua plus 3 la a doua este BC la a doua. Vei face calcule, 16 și cu 9, 25 este BC la a doua, deci BC este radical din 25, adică 5. Pentru a afla înălțimea din A, când cunoști laturile triunghiului dreptunghi, este utilă a doua formulă, a doua teoremă pe care am amintit-o anterior, cateta 1 ori cateta 2 pe ipotenuză. În cazul nostru avem 3 ori 4 pe 5, deci 12 pe 5. Poți să faci și împărțirea cum dorești sau poți să lași și fracții ordinare. Pentru a afla mediana din A, mediana unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Haideți să o notăm AM și amintim o teoremă. Mediana corespunzătoare ipotenuzei într-un triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Cum ipotenuza am aflat-o 5, deci 5 supra 2. Sinusul unghiului C, amintim formula, sinusul unui unghi este cateta opusă, în cazul nostru AB, pe ipotenuză, BC. Deci avem AB pe BC, AB-ul era de 3, pe BC, pe care am aflat-o de 5, deci 3 pe 5. Iar aria unui triunghi dreptunghi, cu utilă formula, aici putem folosi și baza înălțimea pe 2, dar e mai ușor, catetă 1 ori catetă 2 pe 2, în cazul nostru 3 ori 4 pe 2, deci 12 pe 2, 6 cm pătrat. O problemă extrem de simplă, dar utilă, spun eu, dacă încep să-ți recapitulezi acest capitol. Deci este bine de știut și astfel de probleme extrem de simple. ABC este un triunghi dreptunghic în A, AD este înălțimea în acest triunghi și AD este de 12 cm. Să scriem, lungimea unei proiecții unei catete este cu 18 mai mare decât proiecția celeilalte catete. Proiecția catetei AC, haideți CD-ul să-l notăm cu X, iar proiecția catetei AB, care este BD-ul, dacă este cu 18 mai mare decât proiecția acelei catete, putem să spunem că este X plus 18. Le notăm pentru că calculele o să fie extrem de simple în felul acesta. Nouă ni se cere să-l aflăm pe BC. Pentru că știm înălțimea din vârful unghiului drept și lungimile proiecțiilor catetelor notate cu X și cu X plus 18, este utilă teorema înălțimii, care afirmă că înălțimea adusă din vârful unghiului drept este medie geometrică a proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. Vom ridica la pătrat. Obținem A de pătrat este x pe lângă x plus 18. Cum A de este 12, înseamnă 144 este x pe lângă x plus 18. Și facem câteva calcule. Egal cu x la a doua plus 18x. Și ideea, sunt două metode. O metodă ar fi să completăm până la un pătrat perfect în partea dreaptă sau să trecem 144 în partea dreaptă a egalității și să folosim formulele de rezolvare ale ecuației de gradul al doilea.
Ambele metode sunt simple. Eu aș alege cu pătratul perfect. 18 este 2 ori 9. Și asta înseamnă că vom aduna 9 la pătrat. Deci 81. Din formula a pătrat plus 2ab plus b pătrat am aflat cine este b-ul, 9. Și atunci 144 și 81, 225 este. Vom avea x pătrat plus 18x plus 81, deci x plus 9 la puterea a doua. Extragem radical. 15 radical din 225 este modul din x plus 9, dar cum x este lungime de latură într-un triunghi, nu mai e nevoie de modul pentru că este număr pozitiv și atunci egal cu x plus 9. Vom face scăderea minus 9 și atunci 6 egal cu x. Și am obținut lungimea proiecției CD egal cu 6, să scriem pentru că o să mai avem nevoie 6, de unde e evident că BD este 6 plus 18, deci 24 de centimetri. Înseamnă că vom ști BC-ul, 24 și cu 6, 30 de centimetri. Pentru a afla, deci x plus 18 este BD-ul 24. Pentru a afla aria triunghiului, deja o putem afla, pentru că aria este baza ori înălțimea pe 2. Baza o știm, toată ipotenuza care e 30, înălțimea e 12 pe 2. Simplificăm 6 cu 12, deci este 180 de centimetri pătrați. Pentru a afla perimetru, avem două posibilități de a afla catetele. Folosim teorema lui Pitagora în triunghiul ABD și aflăm cateta AB și teorema lui Pitagora în triunghiul ACD sau în triunghiul mare, după ce l-aflăm pe AB și aflăm cealaltă catetă pentru a afla perimetru. Sau avem la dispoziție teorema catetei și aici aș prefera să o folosim ca să ne obișnuim cu ea. Cateta AB este radical din proiecția BD ori toată ipotenuza BC. Deci vedeți, am rămas în B, am scris întâi proiecția și apoi toată ipotenuza, dar am început tot cu B ca să ne fie ușor în scriere. Deci este radical. BD-ul am stabilit că e 24, iar BC-ul 30. Și atenție aici, ca să nu facem mulțirea 24 ori 30, te sfătuiesc să scrii așa. 4 ori 6, 4 l-am ales că e pătrat perfect. 30 îl scriem 6 ori 5, pentru că observați, de radical din 36 este 6, iar radical din 4 este 2. Și atunci vom avea 12 radical din 5. 5 a rămas sub radical. Deci am aflat AB-ul 12 radical din 5. Aflăm și AC-ul tot cu teorema catetei. AC egal cu radical din CD. Deci vedeți, am terminat cu C, am început cu C, ori CB. Și atunci va fi radical din 6 ori 30, 30 îl scrie în 6 ori 5, radical din 6 ori 6 ori 5, deci va fi 6 radical din 5 și scriem și pe acesta pe figură. Și atunci perimetrul este suma tuturor laturilor. În cazul nostru avem AB plus BC plus AC, de unde perimetrul triunghiului ABC, să-l scriem, va fi, deci perimetrul triunghiului ABC va fi AB-ul 12 radical din 5, AC-ul 6 radical din 5 plus ipotenuza 30. Deci vom avea 18 radical din 5 plus 30, aceștia sunt centimetri. Și mai avem de aflat raza cercului circumscris. Într-un triunghi dreptunghic, raza cercului circumscris este jumătate din ipotenuză. Deci 30 pe 2, 15, pentru că centrul cercului circumscris este în mijlocul ipotenuzei. O să tot amintim aceste noțiuni de raza cercului înscris, raza cercului circumscris, pentru a încerca să le memorăm formulele, să le ținem minte. În trapezul ABCD avem date lungimile tuturor laturilor. Prima dată ne se cere să aflăm diagonala AC. Vom duce înălțimile, deja vedeți, eu le-am construit, înălțimile CF și DE, bine, în trapez să-ți construiești de fiecare dată înălțimile. Am prelungit și laturile neparalele și le-am unit punctul de intersecție notându-l cu M, pentru că ne trebuie în punctul C. Să luăm, să vedem cum procedă.
Vom nota lungimea înălțimii cu x, deci în ambele înălțimi o să le notăm cu x și vom nota cu y aieul. Dacă am notat cu Y aieul, cum CD-ul este 18 și EF-ul este 18, și ca să-l exprimăm pe FB, vom face scăderea 32 cât este AB-ul, minus Y cu cât este AE-ul, minus 18 cât este EF-ul, deci 14 minus Y. Și vom scrie teorema lui Pitagora și în triunghiul ADE și în triunghiul FCB. În triunghiul ADE vom avea x la a doua plus y la a doua este AD la a doua, deci 225. Iar în triunghiul CFB vom avea FB-ul 14 minus y la a doua plus înălțimea CFX la a doua egal cu BC-ul era 13 la a doua 169 și facem scădere. X la a doua se reduce cu x la a doua. Vom face scăderea y la a doua minus 14 minus y la puterea a doua egal cu 225 minus 169 vom avea 56. Și atunci vom avea y la a doua minus 196 minus 28y plus y la a doua este 56. Desfacem parantezele. Y la a doua minus 196 plus 28y minus y la a doua este 56. Vom tăia y la a doua cu y la a doua, deci 28y egal cu 56 plus 196. Deci 28y egal cu, facem adunarea, 12 și cu 1, 252. Și atunci împărțim prin 28, deci y egal cu 28, am scris 29, y-ul va fi 252 pe 28. 8, facem și împărțirea, simplificăm, y egal cu, observăm că se simplifică prin 2, deci avem 126 pe 14, se mai simplifică prin 2 și avem 63 pe 7, se împarte exact, deci 9, y-ul va fi 9, chiar am să notez. Dacă y-ul va fi 9, înseamnă că fb-ul va fi 14 minus 9, 5, iar x-ul o să-l aflăm din prima relație, x la a doua plus 9 la a doua e 225, deci x la a doua e 225 minus 81, cât este 9 la a doua, 144, și atunci înălțimea este 12. Pentru a afla diagonala C, care ni se cere în primul punct, o vom construi întâi și întâi și vom face teorema, vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul ACF, care este dreptunghic. Dar întâi să construim diagonala AC. Am construit diagonala AC și acum aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul ACF. În triunghiul ACF avem AF la a doua plus FC la a doua egal cu AC la a doua. Cum? AF-ul e format din AE plus EF. DC-ul era 18, înseamnă că și EF-ul e 18. Și vom avea AF-ul 9 plus 18, 27, 27 la a doua. Plus FC-ul, îl calculase mai înainte 12 la a doua, egal cu acela a doua. Deci acela a doua egal cu 27 la a doua 789 plus 12 la a doua 144 și facem adunarea. Și vom avea AC la a doua e 933, scoatem radical, AC este radical din 933. Am terminat primul punct. Pentru a afla punctul B, aria trapezului ABCD, avem tot ce ne trebuie. Este baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. Baza mare este 32, baza mică 18, înălțimea am aflat-o 12 pe 2. Deci 50 ori, simplificăm 12 cu 2, 6, 300, aceștia vor fi centimetri la pătrat. Pentru a afla distanța de la M la laturile trapezului, o vom construi întâi, deci construim perpendiculara din M
pe AB. Această perpendiculară va fi perpendiculară și pe CD datorită faptului că CD și AB sunt paralele și vom folosi asemănarea a două triunghiuri. Să notăm întâi picioarele perpendicularelor, pun pe radiera, să renunțăm la radieră și să luăm ceva de scris. Punem, am spus, pe CD și Q pe AB. Triunghiul AMDC va fi asemenea cu triunghiul MAB datorită faptului că CD este paralel cu AB și o paralelă la una din laturile unui triunghi formează cu celelalte două laturi, triunghiul, un triunghi asemenea cu triunghiul dat, teorema fundamentală a asemănării. Și vom avea DC supra AB. Raportul de asemănare este și raportul înălțimilor triunghiului, în cazul nostru MP, supra înălțimea MQ. Dar înălțimea MQ putem să o exprimăm MP plus PQ, care e înălțimea trapezului, deci plus 12. Deci avem 18 pe 32 egal cu MP supra MP plus 12. Facem calculele. 18 MP plus 18 ori 12 egal cu 32 MP. Vom trece 18 MP în partea dreaptă, deci vom avea 32 minus 18, 14 MP, de unde aflăm MP-ul egal cu 18 ori 12 pe 14. Simplificăm printr-un 2, deci este 18 ori 6 pe 7 și evident vom face calcule 18 ori 6 și apoi pe 7. Pentru a-l afla și pe MQ, aflăm MQ adunând MP cu înălțimea trapezului și atunci MQ îl vom exprima pentru că ni se cere și MQ. MQ este egal cu 6 ori 48, 8 și 4, deci 108 pe 7, plus am spus că adunăm înălțimea trapezului 12 și aducem și la același numitor, vom avea 108 plus 7 ori 12, 84 pe 7, deci avem 192 pe 7, exact ceea ce ni se cerea nouă să aflăm. Triunghiul ABC are înălțimea AD, să o construim. Deci notăm A, B, C. Înălțimea este AD. Măsura unghiului B este de 30 de grade și măsura unghiului C de 45 de grade. Cunoaștem AC-ul de 18 radical din 2. Ni se cere să aflăm area triunghiului și lungimile fiecăreia dintre înălțimile triunghiului. Pentru că măsura unghiului C este de 45 de grade și AD este înălțime în triunghi, deci DU este de 90 de grade, ADC-ul este de 90 de grade, va rezulta că și măsura unghiului notat DAC este tot de 45 de grade, deci triunghiul ADC va fi un triunghi dreptunghic isoscel și atunci DC-ul va fi egal cu AD-ul și am să le notez eu cu X. Fiecare dintre ele va avea lungimea X. Cum vom proceda să aflăm, să le aflăm? Vom scrie teorema lui Pitagora în acest triunghi ADC și vom avea cateta X la a doua plus cealaltă catetă X la a doua egal cu 18 radical din 2 la a doua. Deci 2X la a doua egal 18 la a doua ori radical din 2 la a doua face 2, împărțim prin 2, x la a doua este 18 la a doua, de unde x-ei 18. Și atunci lungimea înălțimii din A, adică AD-ul, va fi 18. Să scriem și pe CD că este tot de 18. În triunghiul dreptunghic ADB, măsura unghiului B este de 30 de grade și cunoaștem teorema unghiului de 30 de grade. Cateta opusă
AD-ul în cazul nostru este jumătate din ipotenuza ABP2. Și atunci, cum AD-ul este de 18, 18 ABP2, vom înmulți cu 2, înseamnă că 36 este AB. Deci cateta AB va fi de 36. Dacă am aflat cateta AB de 30, ipotenuza AB, cred că m-am exprimat greșit, ipotenuza AB e de 36. Pentru a afla BD-ul, vom face teorema lui Pitagora în triunghiul ADB. DB pătrat, pe care nu-l cunoaștem, plus DA pătrat, care este 18 la pătrat, egal cu AB pătrat, care e 36 la pătrat. Deci va rezulta că DB pătrat egal cu 36 la pătrat minus 18 la pătrat. Deci DB pătrat va fi, facem diferență de pătrate că este mai ușor, 36 minus 18, pe lângă 36 plus 18. Deci vom avea DB pătrat este egal cu, facem loc ca să putem să rezolvăm aici, deci DB pătrat va fi 36 minus 18 este 18, ori 36 plus 18, 54, și atunci DB va fi radical din 18, îl lăsăm așa, iar 54 scriem 18 ori 3, de unde DB este egal cu 18 radical din 3. Și atunci avem toată ipotenuza, toată latura BC formată din DB 18 radical din 3 plus 18, deci 18 pe lângă radical din 3 plus 1, și putem afla area triunghiului ABC. Baza BC 18 pe lângă radical din 3 plus 1, ori înălțimea de 18 supra 2. Vom șterge ca să mai facem câteva calcule. Deci, area triunghiului ABC va fi egală cu, simplificăm un 18 cu un 2 și ne rămâne 9, și atunci area triunghiului ABC am exprimat-o. 18 ori 9, 2 și 7. De 9 și cu 7, 162, pe lângă radical din 3 plus 1 centimetri pătrați. Dar dacă nu s-a precizat unitatea de măsură, nu vom preciza nici noi în arii. Înălțimea din A am stabilit că am aflat 18. Pentru a afla celelalte înălțimi din B și din C, întâi le vom construi și apoi le vom afla scriind aria în două feluri. Am prelungit AC pentru a construi înălțimea din B și vom construi și înălțimea din B. Să-i notăm piciorul înălțimii cu o literă, dar întâi să mai ștergem din rezolvări, pentru că nu o să avem loc să ne calculăm înălțimea din B și înălțimea din C. Haideți să notăm piciorul înălțimii din B cu P. Și vom avea area triunghiului ABC pe de o parte este 162 pe lângă radical din 3 plus 1, am aflat-o anterior. Dar pe această area o putem exprima și ca fiind AC ori BP, înălțimea din B, pe 2. Deci 162 pe lângă radical din 3 plus 1 este AC-ul aflasem anterior 18 radical din 2 ori BP supra 2. Simplificăm 2 cu 18 și ne rămâne 9. Vom împărți prin 9 radical din 2, deci BP va fi 162 pe lângă radical din 3 plus 1 supra 9 radical din 2. Simplificăm 9 cu 162 și ne va rămâne, merge odată în 72 de 8 ori, 18. Și vom raționaliza. BP, raționalizăm cu radical din 2, este 18 radical din 2 pe lângă radical din 3 plus 1 supra 2. Simplificăm și 2 cu 18 și atunci rezultatul va fi 9 radical din 2 pe lângă radical din 3 plus 1. Pentru a afla înălțimea din C, vom proceda la fel, pentru că măsura unghiului A din triunghiul ABC este este obtus unghiul A, este mai mare decât 90, înălțimea din C o să cadă tot în afară, deci va trebui să prelungim latura
AB și acum vom construi înălțimea din C. Deci, pentru că triunghiul este obtus unghiul, înălțimea cade pe prelungirea laturii. Să notăm piciorul înălțimii cu Q și area triunghiului ABC, de data aceasta o să o exprimăm AB ori CQ supra 2. Cum AB este 36, vom proceda la fel ca la problema anterioară. Te sfătuiesc chiar să înlocuiești și să afli cât îți dă. ABCD este un dreptunghi cu AB de 6 radical din 3 și BC de 18. Să fii atent să respecti proporțiile când construiești dreptunghi. Deci BC trebuie să fie mai mare decât AB. DP este perpendiculară pe AC, PU-i pe AC. Și intersecția dintre dreapta DP și BC este M. Ni se cere să aflăm diagonala aceea dreptunghiului, segmentul, lungimea segmentului MC și cât la sută din area triunghiului DPC, cât la sută din area triunghiului CBA reprezintă area triunghiului DPC. Să le luăm pe rând. Pentru a afla diagonala C, vom aplica teorema lui Pitagora în triunghiul ABC. Deci, în triunghiul ABC, dreptunghi când B, vom avea BC pătrat plus BA pătrat este egal cu AC pătrat. BC este 18, la pătrat 3 este 24. BA este 6 radical, 6 radical din 3, ridicat la pătrat, ridicăm 6, 36, ridicăm radical din 3, 3. Deci vom avea 324 și cu 108, 432 egal cu AC pătrat. De unde AC este radical din 432, 12 radical din 3. Dar te sfătuiesc să descompui 432, să nu le faci mental că există riscul de a greși. Deci avem AC 12 radical din 3, iar AB-ul este 6 radical din 3. Observați că AB este jumătate din ipotenuza AC. Dacă într-un triunghi dreptunghi cu o catetă este jumătate din ipotenuză, înseamnă că măsura unghiului opus catetei, în cazul nostru unghiul C1, va fi de 30 de grade. Teorema unghiului de 30 de grade. Și atunci, în triunghiul MPC, dacă notăm cateta MP cu X, vom avea ipotenuza MC2X, pentru că avem un unghi de 30 de grade. Am notat MP cu X, deci MC va fi 2X. Dacă unghiul C1 este de 30 de grade, înseamnă că unghiul C2 va fi de 60 de grade. Și atunci unghiul D din triunghiul DPC, o să notez de 1, va fi de 30 de grade. Și dacă privim triunghiul DP, nu DP, mergem în triunghiul D de MC, avem un unghi de 30 de grade, unghiul de 1, înseamnă că cateta opusă MC va fi jumătate din ipotenuza triunghiului, deci din DM. Cum MC 2X, înseamnă că DM va fi 4X. Adică, de fapt, rezultă că PD-ul, care e diferența dintre DM și MP, va fi de 3X. În triunghiul MPC, dacă aplicăm teorema lui Pitagora, vom avea PC pătrat plus PM pătrat egal cu MC pătrat. Deci PC pătrat plus PM pătrat X pătrat egal cu 2X la pătrat, 4X pătrat. De unde PC pătrat este 3X pătrat, deci PC va fi X radical din 3. De ce am făcut lucrul acesta? Pentru a aplica teorema lui Pitagora în triunghiul DPC, care este un triunghi dreptunghic în P. Și în felul acesta îl vom afla pe X, iar dacă îl vom afla pe X, evident că îl vom putea afla și pe 2X, pe MC-ul care ne-l cere nou. Deci ne ducem și aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul DPC. Deci, în triunghiul DPC avem PD pătrat plus PC pătrat egal cu DC pătrat. PD-ul este 3x la pătrat 9x pătrat. PC-ul este x radical din 3 la pătrat 3x pătrat.
DC-ul este 6 radical din 3, ridicăm la pătrat 108. Deci 12x pătrat egal cu 108, de unde x pătrat egal cu 9. Deci x-ul va fi 3. Și dacă x-ul e 3, MC-ul pe care ne cerea problema este, va fi de 6. Și ne-a rămas de calculat cât la sută din area triunghiului CBA este area triunghiului DPC. Ne vom uita la aceste două triunghiuri să vedem ce relație există între cele două triunghiuri. Triunghiul DPC este și cu triunghiul ABC sunt două triunghiuri asemenea. De ce? Haideți să privim împreună. Măsura unghiului D1 este egală cu măsura unghiului C1. Ambele au 30 de grade. Deci și în triunghiul DPC, măsura unghiului P este egală cu măsura unghiului B din triunghiul ABC, fiecare au 90 de grade. Și atunci vom spune că triunghiul DPC, să vadă P-ul și D-ul, triunghiul DPC este asemenea cu triunghiul C. Unghiul P corespunde unghiului B, pentru că ambele sunt de 90 de grade, A. Și vom scrie, știm că vom scrie rapoartele de asemănare. DP supra CB, vedeți cum procedez, DP supra CB, egal PC supra BA. Și ce ne-a mai rămas? DC, primul și ultima literă, supra CA. Haideți să aflăm aceste rapoarte de asemănare. DP-ul este 3X, X-ul era 3, deci 9. Supra CB-ul era 18. Deci raportul de asemănare, hai să notăm cu K, este 1 pe 2. Și atunci știm o proprietate foarte importantă. Raportul de asemănare, raportul ariilor a două triunghiuri asemenea este pătratul raportului de asemănare. Înseamnă că aria triunghiului DPC supra aria triunghiului ABC va fi raportul de asemănare 1 pe 2 la a doua. Deci va fi 1 pe 4. Înseamnă că triunghiul DPC reprezintă o pătrime din triunghiul ABC. O pătrime înseamnă 25%, pentru că dacă amplificăm cu 25, vom putea scrie raportul 25 pe 100. Și atunci aria este 25, raportul, procentul este de 25%. Am șters pentru că nu se vedea, voiam să explic cum scriem pe 1 pe 4. Deci 1 pe 4 îl amplificăm cu 25 și 25 pe 100 și atunci putem să scriem ca procent 25%.